care a anunțat că este însărcinată, dacă țineți minte, chiar aici în emisiune, pe data de 1 decembrie. A născut astăzi de dimineață o fetiță de nota 10. Vreau să vă spun că în exclusivitate, imediat o să o vedem pe fetiță, pe nou-născuta Ioana, așa o cheamă. Dar până una alta, să intrăm puțin în direct cu fericitul tată. Ionuț, felicitări din toată inima! Mulțumesc mult! Vă mulțumesc tuturor din inimă! Ce să mai, doamnelor și domnilor, aveți în direct un tată cât se poate de fericit! Bravo! Cum ești? Mulțumesc! Cum să fie extraordinar, tată de băiat, tată de fete! Doamne, atâta binecuvântare pe capul meu! Ai intrat în sala deci este, este extraordinar! Ai intrat în sala de nașteri? Să filmezi, să fii acolo? Am intrat în sala de naștere, am fost acolo, am ținut-o pe Maria de mână, așa cum de altfel am făcut-o și la celelalte două sarcini. Pur și simplu nu am putut ca să ratez acest moment incredibil pe care țin să spun că este o bucurie pentru mine să-l împart cu voi, să-l împart cu toți telespectatorii noștri. Am pregătit aici un buchet de flori pentru Maria, sunt 31 la număr, 31 pentru că... 31 de copii vrei de asta. Sunt anelul Maria, de altfel nu vreau 31 de copii, dar Maria la 31 de ani a făcut-o pe Ioana, este al treilea copil. Este vorba de întâi, adică astăzi este vorba despre fetiță. Iată că totul se leagă la noi în familie și este, cred, un moment cât se poate de frumos ca pentru un bărbat, mai ales pentru un soț, în rolul de tată să ofere un buchet de flori într-o astfel de eveniment. Foarte frumos, mereu ai fost romantic, îmi place de tine. Ionuț Iftimoae imediat o să ne prezinte minunăția. Mulțumesc de fată. Mulțumesc mult de tot, o să chiar o mă gândeam la un aspect, Măruță, și... la ceea ce spuneai înainte. Te rog. Despre femeia care sta departe 27 de ani de fiul său. Eu vreau să vă spun că știi că am discutat despre asta, am stat 3 luni de zile departe de familia mea în fermă, cu soția mea însărcinată fiind, și a fost groaznic. Sincer, nu vreau ca acest lucru să se mai întâmple niciodată. Nu pot să-mi imaginez ce ar fi însemnat 27 de ani. Da, 27 de ani, dar o să vedeți imediat cei de acasă, o să vezi și tu. Întâlnirea asta incredibilă între Peter și mama lui și mama lui cum reacționează, ca și cum abia aștepta să-și întâlnească copilul pe care ea l-a abandonat în maternitate contra unei sume de bani. Mă rog, e o poveste pe care o vedem imediat, dar până atunci hai să ne bucurăm acolo, 31 de trandafiri, Ionuț Iftimoae din nou tată! Ne bucurăm, asta e. Ne bucurăm, sigur, așa că acum o să urmează petrecerea mea, după care să știi că și-a ta e pe aproape, să știi. Mai e puțin și la mine și am văzut că pe fetița ta o să o cheme Ioana și pe fetița mea o să o cheme Ioana. Tu de ce ai ales numele acesta? La mine, pentru că pe bunica, tot din cauza bunica ta. Mea care m-a crescut, da, o chema Ioana. La tine? Tatăl meu este Ioan, eu sunt Ionuț, după care... Am înțeles, lipsă de imaginație. Băiatul se cheamă Nicolas Ionuț, iar fetița se cheamă Nicol Maria. Am Așa înțeles, că... legătura a fost foarte simplă. Ionuț, a fost lipsă de imaginație pentru că așa am pățit și eu. Pe bunicul meu îl cheamă Constantin, pe tata Constantin, pe mine Constantin, pe David am vrut să-l cheme Constantin până a venit Andra și a zis... Hai să schimbăm să fie Alexandru. Să știi, Cică, se spune că echipa câștigătoare nu se schimbă, știi? Da. Și atunci am zis, dacă merge, de ce nu? Doamne ajută! Fii atent, vreau să până vedem Iată, fetița. Într-o lume în care este tot mai greu și cât mai multe cupluri au problemă cu și nu reușesc să aibă copii, iată că noi suntem într-adevăr binecuvântați și avem Doamne posibilitate, ajută. Este păcat să nu facem, mai ales dacă nouă, așa cum de altfel, suntem și mai norocoși, ne ies și băieți și fete. Doamne ajută! Vreau până vedem fetița să le arătăm celor de acasă cum a fost la ultima ecografie înainte de naștere, când tensiunea a urcat vertiginos. Da, eu aveam tensiunea 17, da. Vedem imaginile acum și George, te salut și pe tine că nu mi-ai zis nimic. Bună seara, George, bună seara! De colegul meu, bună seara, Cătălin, am văzut că erai nerăbdător să vorbești cu Ionuș. Ca între tătici. Să vorbiți ca între tați, așa. Exact. Hai să vedem ecografia de acum câteva zile. Ești pregătit? Mai
Mai puțin de două zile. Am niște antrenamente până acum, vreo trei la număr, da? Parcă... Parcă nu-i la fel. Parcă nu-i la fel. Am emoții unde că sufăr cu tensiunea. Cum e? Bine, are tensiune și aparatul. E cam mare, nu? Ți-am zis că am emoții. O mai crescut? Ai inima, nu? Se vede, moldoveancă. O să fie cam sprintenă, nu? Îi bate inima puternic, da? Da. Să înțeleg că seamănă cu tine aici. Măi, inimoasă, ce să-i faci de mică, inimoasă, Doamne, abia așteptăm cu toții să iasă, să o aducem acasă, să dea Dumnezeu să fie sănătoasă, pentru că este ceea ce ne dorim cel mai mult. A fost emoționant, ca de obicei. E mai mare, e bine, e acolo unde e bine și abia așteptăm să vină pe lume. Ți-a prins bine așa că vin la București, stai un pic mai relaxată, nu? Ideea, cred, da, fără copii, dar mi-e tare dor de ei și abia aștept să mă întorc la ei. Să-i ferești așa un pic de aceste emoții de la spital și neliniștea aceea, nu? Ei încă sunt prea mici ca să realizeze prea bine. Iar eu o să vadă direct bebelușul și o să fie foarte încântat. Nicola și-a dorit și el un frățior, Nicol și-a dorit o surioară, așa că Nicola a avut noroc. Va fi în aceeași cameră cu surioara ei. Tot așa o să le dăm vestea cea mare. Noi suntem încrezători. O să dormi noapte înainte de naștere? O să dorm. Dumnezeu înainte, lucrurile vor merge așa cum de altfel este normal și vrea să meargă. Ultima ecografie, iar acum suntem în direct cu tatăl, Ionuț Iftimoaie. Imediat ne prezintă minunăția de fată. Ionuț, Cătălin, vreau tensiunea să spun, a mai scăzut? Imaginează-ți ce... Tensiunea a avut de dimineață, când a venit la spital la 8 dimineața, aici era, nu știa, s-a agitat foarte mult, nu știa cum să mai vorbească. Spune cum a fost în sala de operații. Deci a fost foarte emoționant. Partea bună este că am mers pe mâna la același medic în care am foarte mare încredere. Pur și simplu mi-a transmis foarte, foarte multă încredere și am reușit ca să trecem așa cu bine, să zicem, peste ceea ce înseamnă emoțiile alea mai grele. Și le-am avut doar pe cele frumoase, plăcute, de care m-am bucurat. Până atunci, până emoțional. Să vedem fetița, da, vreau să vă invit pe voi de acasă să vedeți cum s-a comportat Ionuț de dimineață, la 8 dimineața, cât de agitat era aici în fața spitalului. Hai să vedem, că abia aștept să văd cum arată fetița. Bună dimineața! A fost o noapte foarte lungă, pur și simplu nu știu dacă adunate am dormit o oră. A fost mai emoționant decât... În general, eu chiar și când aveam meci, dormeam și la amiază o oră, nu aveam o problemă cu somnul. În schimb, azi noapte am avut emoții foarte mari și parcă abia așteptam să se facă ora potrivită ca să putem veni aici la spital. Abia aștept să totul să se termine cu bine. Am înțeles că vei să filmezi în interior, să te filmezi tu acolo cu soția. Vreau ca să fiu eu acolo prezent, să văd exact când o scoate, să îi număr eu degetele, să văd eu exact dacă este tot în regulă, sau prima dată când țipă. Sunt momente unice, sunt momente pe care doar în această clipă poți ca să le simți, să le trăiești. Are emoție pregătită? Ea are emoții, nici ea nu a dormit, trebuie să vă mărturisesc. Maria, sper să nu te superi pe mine. Te părăsc un pic, așa, dar e normal pentru că ceea ce se întâmplă este ceva minunat. Cei mici v-au sunat de dimineața, seara. Cei deja sunt nepregătiți, ne sună, nu a născut mama, nu a venit fetița, când o aduceți? Pe ce nu să sun prima oară după ce o să se nască fetița? Este o întrebare la care pot să-ți răspund foarte sincer, nu o să-l sun pe Măruță. O să o sun pe mama mea și, bineînțeles, pe mama soacră. Sunt cele două mame importante din viața mea și atunci ele sunt primele care beneficiază de informație. Așa cum am spus-o, împart această bucurie cu voi și cu telespectatorii ProTV-ului, pentru că împreună suntem mai puternici și totodată formăm o echipă frumoasă. Baftă acolo! Mersi mult! Da. Ați văzut ultimele imagini cu Ionuț Iftimoaie, înainte ca soția lui Maria să nască. Și acum, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne pregătim să vedem minunea de fată. Gata, Ionuț, seamănă cu cine?
Ce să vă spun, este frumoasă, înaltă, deșteaptă, bineînțeles ca mama. Da, acolo în fermă ați avut vreo probă și te schimbați scutece, te-ai antrenat? Să știi că nu am avut în fermă, dar așa cum spuneam, mie îmi place să mă implic, asta pentru că sunt lucruri pe care doar dacă folosești foarte bine momentul respectiv poți ca să schimbi un Pampers, dacă aștepți pentru asta să treacă anii, când te hotărăști tu s-ar putea ca să nu mai fie nevoie și atunci pierzi niște emoții, pierzi niște momente unice de care nu poți să-ți aduci aminte cu plăcere odată cu trecerea anilor. Ionuț? Așa că eu nu vreau să pierd aceste evenimente, vreau să le trăiesc la maxim și vreau ca să fac în așa fel încât să fiu cât mai aproape. Motiv pentru care de altfel imediat ce soția mea va fi transferată transformată, da. La rezerva ei, da, se și transformă pentru că pe minute ce trece devine tot mai frumoasă. Băi, ce-mi place de el. Bravo. Și în seara asta am să rămân acolo și am să dorm lângă ea. Cunosc sistemul. Asta pentru că vreau ca să fiu cât mai aproape. Dragă Ionuț Iftimoaie, dă nevoie să batem toba și să spunem în gura mare că urmează, oameni buni, în exclusivitate, să o vedeți pe cea de-a treia moștenitoare a familiei Iftimoaie, micuța Ioana, născută astăzi la ora cât? La ora 9.31. Câte kilograme? 3 kilograme 200, categoria fluture. Exact. 53 de centimetri. Nota 10. Și a luat nota 10, da. Hai să este vedem. Primul 10, e clar, nu seamănă cu mine. Doamne ajută, priviți-o pe cea de-a treia moștenitoare a familiei Iftimoaie. Felicitări. Iupi! Din nou tătic. Parcă... Doamne, parcă emoții ca acum n-am avut niciodată. Cum a fost? Povestește-ne. E greu să vă spun în cuvinte ceea ce am trăit. Sunt niște emoții minunate, unice, pe care doar cei care au avut binecuvântarea să fie părinte poate să simtă așa emoție. Lucru care este cel mai important este că atât mama cât și fetița sunt bine, sunt sănătoase, pline de viață. Ai spus și că te mai ții mai aici o zi, după care te duce frumos acasă la frățiori, deci... Am parte de încă o fetiță pe care o cheamă Ioana. Menținem cumva tradiția ionilor pozitivi, da, în familie, atât eu cât și Nicola, tatăl meu, la fel, avem în familie numele de Ioan, așa că nu facem altceva decât să ducem mai departe tradiția. Este de kilograme are? Cum este? Este la categoria fluture, 3 kg 200, 53 de centimetri, are timp să crească. Așa, ce pot să vă spun este că a luat nota 9, imediat după 5 minute a luat 10, deci se vede că s-a răzgândit doamna doctor. Nu, dar am înțeles că asta este procedura. Bă, că deja te duci la primărie, da, sau ce faci aici? Ce avem aici? Da, am actele pentru înmatriculare, că trebuie să-l trec pe numele meu astfel, da, astfel încât să pot să beneficiez de alocație, mai ales de faptul că eu o să intru în creșterea copilului, fiind singurul angajat în familie, plus că de altfel s-a mărit alocația și atunci mă duc repede să-l trec pe numele meu, astfel încât să pot să beneficiez din plin de acest mare avantaj. Soția ta cum se simte? Cum este? Soția mea se simte extraordinar, se simte iubită, chiar este momentul ca eu, în afară de certificatul de naștere, să mă întorc cu un buchet mare de flori. Asta pentru că merită din plin, pentru că o iubesc foarte mult și pentru că, ce să mai trebuie să recunoaștem, ăsta este plusul femeilor pe care îl au și ele sunt singurele care poate să dea viață. Ce a zis mama ta și soacra ta? Deci au fost primele două telefoane pe care le-am dat și am considerat că cel mai
important era ca să o sun prima dată pe mama soacră. Am sunat-o, i-am spus că totul este în regulă, a început să plângă la telefon. Sigur, se simte, chiar și prin intermediul telefonului se transmite acea emoție. Au început să sune telefoanele pentru că mulți prieteni știau ora așa aproximativ că o să se întâmple astăzi. Așa că în momentul de față nu rămâne decât să mă bucur de acest minunat eveniment. Foarte tare, am văzut-o pe micuța Ioana, 3 kg, 253 de centimetri, nota 10, bravo! O vedem în imagine, o minune suflet, de fetiță. Marita, mulțumesc că... Și să știi că m-au apucat emoțiile și pe mine. Ai de ce, să știi, și totodată aș vrea din tot sufletul să urez și telespectatorilor noștri care își doresc să simt această emoție, să dea Dumnezeu să le ajute astfel încât să poată să trăiască ceea ce simt eu în această zi, pentru că este într-adevăr o emoție unică, ceva minunat. Foarte și cred frumos. Că atunci o familie se simte împlinită atunci când din ea fac parte mai mulți copii și nu doar unul. Ionuț, să înțeleg că nu te oprești aici, da? Nu te oprești aici, da? Dacă... Să știi că asta este o discuție mult mai amplă și nu avem timp acum să discutăm despre asta. Dar eu provin dintr-o familie cu 4 copii, așa că, ce să spun, sora mea are 5 fete. Familie numeroasă. Așa că multă lume la botez, da, e bine. Da, familie numeroasă. Să știi că și eu am mers pe principiu că dacă și mama mea ar fi gândit doar un singur, să facă doar un singur copil, atunci eu în momentul de față nu mai dădeam acest interviu, pentru că m-am născut al treilea. Am înțeles. Eu nu ți-ți mulțumim mult de tot, să-ți trăiască soția, să-ți trăiască copii. Este păcat să nu facă. Și du-te repede mulțumesc sus la Ioana să rămâi acolo. Mulțumim mult de tot, Ionuț Iftimoaie. Vă mulțumesc. Am plecat, numai bine, Doamne ajută! Sănătate și toate cele bune soției! George! Salut, George! Da, Cătălin! Nu vreau să te mai salut încă o dată! Cătălin, vreau să spun că nu trebuie să ai... Nu să ai, nu-l calce tramvaiul, stai să-l calce tramvaiul! Profesionist. Era să-l calce o bicicletă pe Iftimoaie! Stai, ușor la mașină! Stai așa! Uite! Vezi? Tăticu abia așteaptă să ajungă repede în rezervă. Salut, lăsați-mă să trec. Foarte bine, baftă. Uite cum aleargă. Bravo. George, mulțumim mult de tot.